Pâinea de la țară devine lux la oraș. Brutarii care frământă aluat după rețeta bunicii fac profit de mii de euro doar din câteva ingrediente. Clienții plătesc și de 10 ori mai mult pentru o pâine cu maia sau cu semințe decât pentru o franzelă gata filiată, pentru că cererea este mare și în supermarketuri au apărut sortimente artizanale. Aici avem o franzelă cu malți și semințe. După ce a dospit, da, aproximativ o oră, o punem pe masă, o vom diviza și o vom modela. Utilajele performante au fost înlocuite de mâna pricepută a brutarului. Aici rețeta succesului e una tradițională. Poate fi comparată cu pâinea bunicii, deoarece are maia. Și bunica la fel o făcea, cu maia, deci fără drojdie. Maiaua este făcută din numai trei ingrediente, apă, făină și sare, și ajută pâinea bunicii să se diferențieze de celelalte sortimente prin gustul intens, textura miezului și coaja crocantă. Numită și drojdie sălbatică, are și alte beneficii. Îmbunătățește digestia și are un indice glicemic mai scăzut. Brutarul ne mai spune un secret. Temperatura trebuie să aibă o temperatură când introducem pâinea în cuptor de 250 de grade. O să stea la copt 5 de minute. Brutăria a fost deschisă acum un an și atrage sute de clienți în fiecare zi care caută alternative sănătoase la aluatul congelat din magazine. De la nevoia de a face pâine în casă, ne-a venit această idee. Vindem în jur de 700-800 de pâini pe zi. Profitul unei astfel de afaceri se ridică până la 5.600 de lei pe zi. Pâinea costă între 5 lei și 10 lei, chiar și de 10 ori mai mult decât clasica franzelă. În comparație cu pâinea de la supermarket, are alt gust. Are exact un gust ca și cum mai face o pâine acasă. Mi-aduce aminte, exact. Era altceva când făcea bunica la cuptor acolo, plămăduia acolo, o frământa acolo 2-3 ore. Și pentru că a crescut apetitul românilor pentru tradiție, și supermarketurile au introdus pe rafturi pâine artizanală, cu măsline, caise sau prune. Acum am văzut pentru prima oară pâine cu măsline și mă uitam să văd despre ce-i vorba, citeam. Nu știu, o să încerc. Un român consumă peste 90 de kilograme de pâine anual, în vreme ce media europeană este de 82 de kilograme.